Este Apple, compania cu venituri de 270 de miliarde de dolari în 2020, se apropie de România. Noile baterii pentru iPhone vor fi produse la Brașov. Nu direct, ci prin intermediul companiei germane Varta, anunță Biz Brașov. Compania își va crește considerabil numărul de angajați pentru a putea produce baterii pentru dispozitivele Apple, în special iPhone. Cei de la Apple au vrut să deschidă un centru de servicii la Brașov acum 14 ani, dar vicepreședintele companiei americane s-a răzgândit după ce să vezi, a fost blocat în traficul de pe DN1 timp de 7 ore. Pe DN1 e tot aglomerat, dar Apple s-a întors în România, făcut-o prin intermediul unei postări pe Instagram. Apple a postat pe contul său oficial pozele realizate de fotograful Cătălin Urdoi cu un iPhone. Sunt imagini cu pădurile din Bucovina realizate de fotograful din Rădăuți, care au ajuns la 25 de milioane de urmăritori ai Apple, iar Cătălin este în direct cu noi în această seară. La știu. Cătălin, bună seara, cum e? Care-i sentimentul? Cum e să-ți vezi fotografiile pe contul oficial Apple? Sincer, e un sentiment greu de redat în cuvinte. Recunosc că eu știam de situația asta de circa 2 săptămâni, de când am stabilit primul contact cu reprezentanții companiei. Au fost foarte multe clauze și foarte multe contracte pe care a trebuit să le semnez pentru a păstra confidențialitatea acestui aspect. Eu până acum 3 zile, când au fost postate pe contul de Instagram, nu am avut nicio certitudine, pentru că în toate mail-urile pe care le-am schimbat cu echipa de la Apple, titlurile mail-urilor erau posibilă postare pe Instagram. Acum 3 zile, răsfoind Instagram, ce să vezi, fotografiile au fost publicate și recunosc că a fost mai mult decât o mândrie, a fost o onoare să noi, românii și țara noastră, Bucovina, ținutul ăsta de poveste în care locuiesc și pe care încerc să-l promovez atât cât pot și cum pot prin intermediul fotografiei, să apar acolo în galeria de fotografii publicate de Apple. Da, chiar ai făcut pozele astea cu iPhone? Da. Și toată lumea m-a întrebat: băi, Cătăline, ce model de iPhone e? iPhone 12 Pro, 12, 11? Nu, dragilor, este un iPhone 8 Plus, bătrânul meu 8 Plus, pe care îl folosesc de circa 2 ani de zile și la care încă nu sunt pregătit să renunț, pentru că îmi oferă toate necesitățile. Păi bine, acum poate o să-ți trimit ăștia un pachetel așa cu un iPhone mai nou. Facem un unboxing aici la știu. Facem un unboxing la iPhone 13, da, probabil. O să-mi-l trimite în avans. Ca să ai o sculă mai bună, mai performantă pentru a surprinde și alte poze cu ea. Fotografia cu telefonul este adiacentă, pentru că fotografia pentru mine a început și este în continuare concretizată prin prisma aparatelor foto. Eu folosesc și, trag doar cu aparatele foto de la Canon. Dar să știi că în momentele când poate nu ai aparatul foto la tine sau, situația pe care o surprinzi nu îți permite să ai aparatul foto la îndemână, să știi că un telefon este foarte binevenit pentru a surprinde momentele respective. Niciodată am crezut în în discuțiile astea care apar, mai ales între noi fotografii, legate de echipament, legat de tehnica fotografică care apare în ultimele apariții din punct de vedere tehnică aparatelor foto. Important este să surprinzi. Cea mai bună cameră este cea pe care o ai la îndemână în momentul când apare un moment cele. Să ținem minte sfatul tău și să ne gândim și la altfel de poze decât selfie-uri. Da, știi cum fac fetele pozele alea pe plajă, așa, cu un pahar și cu degetele de la picioare și marea pe
pe fundal. Alea hai sunt, să fiu sincer că în ultima perioadă și băieții le concurează foarte îndeaproape. Deci... Mulțumim că de aia cu piciorul, aia cu piciorul mai mic, așa mai îngăduitor cu ecran. Vedere. Da. Mulțumim mult pentru prezență, Cătălină. Felicitări, este o recunoaștere a muncii tale și a frumuseții locurilor, nu-i așa?